A fost aprobat parteneriatul cadru privind protecția copilului încheiat între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, care se va derula în următorii 5 ani și care va fi semnat în data de 16 septembrie. Un document bilateral de importanță strategică la care s-a ajuns datorită eforturilor și colaborării strânse între autoritățile de la București și partenerii americani. Asistența oferită presupune granturi în valoare de aproximativ 10 milioane de dolari pentru consolidarea politicilor împotriva acestui fenomen și implementarea în acest context a obiectivelor și a activităților convenite între cele două guverne. Fondurile sunt acordate organizațiilor non-profit și non-guvernamentale, organizațiilor publice internaționale, instituțiilor de studii superioare și entităților economice care vor fi selectate de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și care vor coopera cu instituțiile publice române în acest sens. Parteneriatul reprezintă un angajament ferm dezvoltat în comun cu Statele Unite în domeniul prevenirii și combaterii traficului de minori și al acordării de îngrijire și asistență integrată în ceea ce privește trauma minorilor victime ale acestor infracțiuni. Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului pentru perioada 2023-2027 și Strategia Națională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028 au stat la baza deciziei de cooperare în această direcție, România având potențial să devină lider regional în combaterea traficului de minori și a protecției drepturilor copilului, a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.